întors la Servus Talk, doamnelor și domnilor, ultima jumătate, ultimele 25 de minute. Și până trecem la niște breaking news pe care le vedem aici pe știri în clipa asta, avem nevoie, pentru că tot am vorbit de, cu primul invitat, cu Daniel Homorodean, de Brazilia și ne-a zburat mintea la ținuturi exotice și la tot felul de chestii frumoase. Mai avem o invitată specială care ne va spune, se pare, ceva foarte interesant despre aceste paradisuri. Și o întâmpinăm alături de noi cu drag pe Cristina! Zerus Purify! Ești încântătoare, ce broșă turcoază ai! Ca și cum așa, da, și ca și plajele de pe aceste raiuri pe pământ. Tu ai fost pe plajă, e turcoază apa acolo? Este. No, pot să mai cer o dată permisiune în iulie sau când să fug și eu până undeva să bronzez un pic fățuca asta mea. Cris, fii binevenită! Bine v-am regăsit! Ce-ai făcut în weekend? În weekend mi-am reîncărcat bateriile, am stat acasă, am citit, am trecut așa puțin cu gândul la vacanță, la vară, dacă tot s-a încălzit vremea afară. Toți am visat, am stat cu Tibi cu paharele de vin în mână și visam la... Nu știu la ce visam, dar am visat noi după. Da. Vorbeai de paradisuri și m-ai făcut curios. Despre ce paradis îmi vorbești? Paradisuri, investiții în paradis? Paradisuri fiscale. Paradisuri fiscale. Despre asta vreau să vorbesc. Dar păi pentru asta trebuia să aduc niște politicieni români care au conturi acolo. De ce te aduc pe tine? Păi acum hai să zicem că nu vreau să arăt latura negativă și să... Dacă da. Tot... dragi politicieni, cei care obișnuiți să... ăsta... Să jefuiți, cei, nu toți, că unii sunteți corecți, ceva teribil. Dar cei care faceți, ați făcut un obicei din a jegmăni statul și pe noi, pe oameni și să furați, să vă puneți bani în conturi în firme offshore din paradisuri fiscale, da. Cristina în această seară vă spune, auzi ce vă spune, partea bună. Deci vă învață cum să o faceți. Bravo, Cristina, halal model. Nici chiar așa. Am să pornesc de la un raport al Băncii Mondiale. Raportul se numește Doing Business, adică făcând business, raportul pe 2012, în care nu puteam să nu văd că România este pe locul al doilea la capitolul de număr de taxe și impozitare și povară fiscală. Un onorabil loc al doilea, Dumnezeu, cu un număr de 113 taxe. Primul cine loc, mai prost ca noi? Iată. Ucraina cu 119 taxe. Numai nu putem fi primii la nimic. Da, dar hai să spun... taxe nu puteți, mai politicieni de taxe ce sunteți. Da, mai puneți, bă, 7 taxe să batem ucrainienii, că noi ne bucurăm pentru taxe. Dar știi câți au bulgarii? Câte taxe au bulgarii? 117. Și sunt vecinii noștri. Nu se poate. Ba da, 17. Sofia, ia ca vin. Plovdiv, fă-mi loc. Eu plec. Bun. Zis paradisul, am plecat în Bulgaria. Hai să trecem mai departe la paradisuri fiscale. Eu am căutat o definiție mai legală, să spunem așa, și am găsit pe site-ul Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare, unde această organizație spune că paradisul fiscal este practic o jurisdicție care trebuie să întrunească mai multe calități. În primul rând, să existe un nivel de taxare zero. Trebuie să-ți spun mai mare, scrie. Pentru că la așa ceva, dar te las pe tine să scrie. Zici. Deci, aceste jurisdicții să aibă un nivel de taxare minim sau chiar zero, trebuie să... Câte zicea? 100 câte oare? Iartă-mă. România... România 113 și Bulgaria 17. 113. A doua caracteristică a paradisurilor fiscale, lipsa transparenței, adică eu mă duc și fac o firmă, asociații sau acționarii nu trebuie să își declare numele. Deci există acest anonimat. În al treilea rând, nu trebuie neapărat să-și facă o evidență contabilă, deci pot să declare ce sume financiare vor ei, profituri și venituri. Și în al patrulea rând, nu trebuie să fie rezidenția acelei jurisdicții. Până aici sună bine, adică la o prima vedere am putea spune că paradisurile fiscale încurajează evaziunea fiscală și așa mai departe, practici ilegale, spălare de bani.
Bine, mai există și situații în care Ionel și cu Maria s-au căsătorit și au decis să divorțeze. Și Ionel vreau să fac o comparație plastică. Ionel nu dorește să-și împartă averea cu Maria și atunci probabil își mută bunurile și averea în aceste paradisuri fiscale în care statul să nu-i găsească, să nu-i găsească averile și să nu se întâmple partajul în mod cinstit. Dar trecem de această parte și mergem mai departe. Am găsit un alt raport foarte interesant. De fapt, este un indice, se numește indicele Index of Economic Freedom, indicele libertății economice, realizat de către organizația The Heritage și Wall Street Journal, Wall Street Journal despre finanțe, în care România a ieșit pe un loc onorabil, să zicem, pentru că este în prima parte a clasamentului. Din 179 de țări, România a ieșit pe locul al 62-lea, da? Cu un punctaj de 64,4%. Dar haideți să vedem, ar trebui să avem o imagine cu primele 10 țări din acest clasament în care, după cum vedem, Hong Kongul a obținut punctajul cel mai mare de 89,9 puncte, punctajul maxim fiind 100%. Acum, oricine mi-ar spune, Hong Kongul nu este un paradis fiscal, este un centru financiar important în care, într-adevăr, impozitele sunt mici, în care fiscalitatea este redusă, dar nu este un paradis fiscal care să încurajeze corupția sau anonimitatea sau neexistența contabilității și a valorilor contabile. Bun. Tot în acest top găsim și Elveția pe locul al 5-lea cu 81,1 puncte, unde știm foarte bine sau s-ar putea să aibă avantajul secretului bancar, să-i spunem așa. România, după cum am zis, se găsește pe locul al 62-lea în acest clasament. Acum, ceea ce vreau să spun este că, sau aș motiva existența paradisurilor fiscale prin faptul că duc la intensificarea concurenței fiscale. Și anume, haideți să reducem taxele, haideți să nu supraimpozităm, pentru că dacă supraimpozităm, nu facem decât să încurajăm oamenii să eludeze aceste reguli și să treacă în alte țări unde probabil nu trebuie să-și declare averea. Nu în ultimul rând, mai am o hartă a lumii, în care putem să vedem imediat țările, așa. Am filtrat această hartă a lumii după libertatea fiscală și după cum vedem, începem din partea de vest. Avem America de Nord, avem în Europa, evident, Germania, Austria, Elveția, țările nordice, mai avem aici Japonia, Hong Kong și Australia, care practic au cel mai scăzut nivel al fiscalității. Și nu putem să tragem concluzia decât că acestea sunt și cele mai dezvoltate. Deci o fiscalitate mai redusă duce și la mai multe investiții. Deci dacă eu am posibilitatea să mut afacerea în Bulgaria, unde am un număr de 17 taxe, da? Și un impozit de doar 10% pe profit, n-am decât să o fac și este în binele meu, este pentru binele meu, pentru că asta se numește optimizare fiscală și nu eludăm statul român. Da. Așa-i? Da. Mă gândeam acum când ziceai tu, Criș, ai dreptate, mă gândesc la guvernanții ăștia care se încăpățânează numai problemele ultimilor ani cu taxele de matriculare. Când mii de mașini, mii de oameni s-au dus în Bulgaria și plătesc acolo ca să scape de birul lor noștri, în loc al noștri să reducă treaba asta și ca să atragă oamenii. Nu se împrăște. Tu aveai dreptate exact. Adineori. Cu cât pui mai multe taxe în disperarea de a strânge bani, nu facem decât să mergem în altă parte. Nu, determin. Dacă nu e românul cel mai iscusit, hoț să-mi zici cum vrei. Că trebuie să scape de birul ăsta cumva. Guvernanți români, sunteți geniali. Atât sunteți de bun la ce faceți. Deci, în concluzie, atâta timp cât drepturile omului sunt respectate și proprietatea privată este respectată într-un stat, părerea mea este că omul știe foarte bine ce este cel mai bun pentru el, își face investițiile pentru binele lui, ceea ce duce și la binele țării în care trăiește. Deci, mai puține taxe și mai puține reglementări. Eu când ziceai, ești o drăguță, ai justificat-o fain. Eu când mi-ai zis de paradisuri fiscale, mă gândeam că ne zici și alte chestii, dar până la urmă nu ne-ai zis decât un lucru frumos. Păi paradis normal. Fiscal poate să devină și România. Și România, dacă da. Cei care... Da, oameni buni, vă zic o chestie pe care am învățat-o de la mama și pe care cei mai mulți dintre noastre o știți. Cred că, și asta e o lege din natură,
atragi mult mai multe muște cu miere, un borcan de miere decât cu unul de... altceva. Da. Sau cel puțin cu ăla de altceva atragi muștele care nu-s bune, dar cu miere atragi ceva ce-i folositor. Asta ca să sintetizăm. Albinute. Trebuie să luăm o pauză și ne reîntoarcem să povestim ce s-a mai întâmplat.